Parlamentul Republicii Moldova, în componența actuală, a arătat săptămâna trecută încă o dată de ce este în stare. În urma unor înțelegeri în spatele cortinei, deputații au promovat judecători dubioși la Curtea Supremă de Justiție, iar magistrații care s-au dovedit a fi incomozi celor ce țin frâiele puterii au fost respinși. 11 martie, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, avertizează că a doua zi, în legislativ, Platon, Plahotniuc și Dodon își vor împărți judecătorii la Curtea Supremă de Justiție. Peste 24 de ore, scenariul este pus în aplicare. PAS și Platforma DA au cerut excluderea subiectului de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului, însă nu au fost susținuți de restul deputaților. Este vorba de 6 proiecte în raport cu care noi solicităm excluderea din agendă. Toate țin de numirea judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție. Apare întrebarea, pentru ce facem noi acest exercițiu contraproductiv doar la dorința unor grupări politico-criminale? Pe lângă voturile majorității PSRM Șor, un tandem devenit deja clasic, coaliției de interese s-a alăturat și Pro-Moldova. Grupul parlamentar este condus de Adrian Candu, finul lui Vladimir Plahotniuc. Supun votul excludere de pe ordine zi a proiectului 420 din 8 octombrie 2020. Cine este pentru excludere, rog să votați. Cea mai controversată numire a fost cea a judecătoarei Tamara Chișca Doneva, care a fost votată la funcția de vicepreședintă a Curții Supreme de Justiție și cea de președintă a Colegiului Civil Comercial și de Contencios Administrativ. Numirea acesteia în cea de-a două funcții este cel puțin discutabilă. Chișca Doneva a făcut parte din completul de judecători care a luat decizia finală în dosarul Gemeni, hotărâre care a costat statul 70 de milioane de lei. Asta după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a declarat abuzivă decizia luată de judecătoare și a obligat țara noastră să achite prejudicii oamenilor de afaceri. După cum bine se știe, decizia judecătoarei l-a favorizat atunci pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, care prin intermediul unui atac Raider a preluat 47% din acțiunile centrului comercial. Alte 47% au mers la fostul său partener de afaceri, Petro Poroșenko. Cei doi și-au vândut acțiunile în 2017, când era evident că Moldova va fi condamnată la CEDO în acest caz. Socialiștii nu au ținut cont nici măcar de opinia fostului premier Ion Chicu, care cerea anul trecut sancționarea penală a judecătorilor care se fac vinovați de condamnare. El susținea că Tamara Chișca Doneva nu are niciun drept să fie promovată de Parlament în această funcție. Socialiștii și-au motivat decizia prin faptul că la Curtea Supremă de Justiție nu sunt suficienți magistrați și că aceasta a fost propusă de CSM, însă tot ei au respins candidatura Vioricăi Puică, tot propusă de CSM și care se bucură în societate de o imagine mai bună, fiind susținută și de către societatea civilă. Coincidență sau nu, dar anume Puică a fost judecătoarea care a anulat în 2017 decretul prin care Igor Dodon l-a lipsit de cetățenie moldovenească pe Traian Băsescu. Cei care astăzi au fost votați au fost coordonați. Cei care nu au fost votați, în unele cazuri, spre exemplu, de două candidaturi, doamna Puică și doamna Miron, dacă nu greșesc, au fost astăzi respinse pe motiv că s-au întâlnit la președinția Republicii Moldova cu președintele Republicii Moldova. Ceilalți, asta este motivul, nu există alt motiv. Ceilalți care au fost votați sunt coordonați între fracțiunile parlamentare care au ridicat astăzi mâna aici. Nu între deputați, între lideri, între conducerea partidelor. Speculații foarte multe pe holurile Parlamentului, că ăsta e al lui Platon, ăsta e al lui Șor, ăsta e al nu știu cui. Așadar, acest Parlament și-a arătat încă o dată adevărata față. A demonstrat că atunci când interesele unor indivizi certați cu legea coincid, aceștia bat palma pentru a le promova în pofida neînțelegerilor din trecut. Este incredibil ce aici faceți. Da, eu am mai auzit aici vorbe de gen că vrem să salvăm justiția, e strașnic ce se întâmplă la Curtea Supremă de Justiție, e mult de lucru. Nu justiția vreți să salvați, pe voi vreți să vă salvați de justiție.